Cititorul lui Creangă este mai întâi zbit de mulțimea mijloacelor tipice ale prozei sale. O mare parte din energia expresivă a graiului nostru a fost pusă la contribuție în paginile amintirilor, ale poveștilor, ale anecdotelor. Imaginile, metaforele, comparațiile lui Creangă sunt proverbe sau ziceri tipice ale poporului, expresii scoase din marele rezervoriu al limbii. S-au întocmit glosarea lui Creangă. S-ar putea alcătui și bogatul inventar al zicerilor sale tipice, cu indicația izvorului lor folcloric și al ariei lor de răspândire, o lucrare prin care ne-am putea da mai exact seama de partea poporului nostru care vorbește prin Creangă, atunci când supana sa apare expresiile, înaintat la învățătură până la genunchiul proaștei. S-a dus unde a fost scris: tot sunt mai aproape dinții decât părinții. Îi plin de noroc a broasca de păr. Ce ți-ai scris în frunte, ți-ai pus? Cu toate acestea, cine ar vedea în paginile lui Creangă o simplă culegere folclorică sau un medium întâmplător, prin care se rostește fantezia lingvistică a poporului? Ar comite una din cele mai grave erori ale judecății literare. Zicerile tipice ale lui Creangă sunt mijloacele unui artist individual. Prin ele ne vorbește un om al poporului, dar nu un exemplar impersonal și anonim. Mulțimea expresiilor tipice în scrisul lui Creangă sugrăvește o natură rustică și jovială, un stilist abundent, folosind formele oralității. Interesul estetic al cazului lui Creangă este că în el colectivitatea populară a devenit artistul individual, încântat să plutească pe marile ape ale graiului obștesc. Buna dispoziție cu care folosește, într-o proporție voită exagerată, zicerile comune oamenilor săi din Humulești și de aiurea, dovedește că pentru el limba, cu nesecatele ei posibilități de culoare și umor, a încetat de a mai fi o funcțiune spontană și inconștientă pentru a deveni un mijloc reflectat în serviciul unor scopuri artistice. Ceea ce observatorului superficial îi apare ca folclor este de fapt creația artistică, grefată pe o înzestrare individuală, jovialitate și vervă. Problema stilistică pe care o impune proza lui Creangă constă din izolarea mijloacelor ei individuale. Mai ușor de trecut cu vederea la el, tocmai din pricina numeroaselor elemente generale pe care le folosește. Care sunt aceste mijloace? Toate decurg din însușirea precumpănitoare a artei sale orale, făcută mai mult pentru a fi ascultată decât absorbită cu ochii în paginile unei cărți. Pentru a ilustra oralitatea artei lui Creangă, analizei se impun mai întâi formele graiului viu. Prin astfel de mijloace, Creangă restituie povestirea funcțiunei estetice primitive, care este de a se adresa nu unor cititori, ci unui auditor, capabil de a fi cucerit prin toate elementele de sugestie ale graiului viu, cu tot ce poate transmite acesta peste înțelesul abstract al lucrurilor comunicate. Orală este la Creangă și plăcerea pentru cuvinte, înșirate uneori în lungi enumerări, fără alt scop decât acel artistic al defilării lor cu atâtea fizionomii variate. Artistul se vădește în Creangă nu numai prin puternicul lui simț muzical, care îl făcea să-și citească tare frazele, ca Flaubert altădată, pentru a le proba în ritmul și sonoritatea lor, dar și prin puterea vie cu care își reprezintă scenele văzute. Darurile muzicale a lui Creangă, de la oralitatea lui bogată în inflexiuni până la armonia perioadelor sale, a fost de astfel observată mai târziu, ca un efect al transformării conceptului poeziei, centrat acum mai cu seamă în jurul valorilor acustice ale cuvântului. Primii comentatori al lui Creangă au fost atenți mai mult la puterea lui de a-și reprezenta vizual oamenii și lucrurile observate altădată. Epitetul lui Creangă va fi întotdeauna general și valoarea picturilor lui nu trebuie căutată în vrăjirea aspectelor strict individuale ale lucrurilor și oamenilor, cât evocarea scenelor de mișcare, în care fraza musculoasă, bogată în verbe, operează adevărate minuni.
În aceeași linie plină de viață și de mișcare stă scena încăierării între Pavel și Ion și atâtea altele din amintiri sau din povești rămase în memorie cu pecetea lucrurilor trăite. Unic prin genul lui oral, Creangă apare, prea neasemănata lui putere de a evoca viața, un scriitor din linia realismului lui Negruții, rămânând un reprezentant tipic al Junimii, prin acea vigoare a conștiinței artistice care îl unește atât de strâns cu Maiorescu și cu Eminescu, bucuroși din primul moment, a fi ghicit în el o conștiință înrodită.